Un militar multiplu campion național și european a murit după un salt cu parașuta pe aerodromul de la Clinceni. Este greu de înțeles unde s-a greșit, culmea ironiei. La aterizare s-a izbit violent de o mașină a colegilor săi de la pompieri. Caporalul Cristin Elgianu a mai trăit doar câteva minute. Un băiețel a rămas orfan, iar procurorii militari fac acum anchetă. Cât mai aproape de cer. Așa visează să fie orice parașutist. Pentru caporalul Elgianu nu era doar o pasiune, era un mod de viață. Și obișnuit. Cât mai aproape de cer. Așa visează să fie orice parașutist. Pentru caporalul Elgianu nu era doar o pasiune, era un mod de viață, în viteză, cu zâmbetul pe buze. A visat a fost un împătimit al zborului. Parașutismul este un sport extraordinar, îți împlinește cea mai veche și cea mai frumoasă dorință, aceea de a zbura. Ultimul salt l-a executat ieri, la Clinceni. Era un exercițiu de antrenament. În aer, totul a decurs conform planului. A sărit cu o parașută de viteză, mai mică, mai compactă, mai greu de controlat decât o parașută normală. Zborul cu un astfel de echipament este foarte rapid și plin de adrenalină, la fel și aterizarea. Trebuie făcută atent, în regim de planare, foarte lin. Deși avea experiența a 5.000 de salturi, de data asta, militarul a ratat aterizarea și s-a izbit violent de o mașină a colegilor săi de la pompieri. Echipe ale serviciului de urgență trebuie să fie aici. A primit primul ajutor, după care a fost preluat de o echipă păsmuri și dus la un spital din București, unde, din păcate, nu a supraviețuit. Cristin Elgianu avea 45 de ani. Primul salt cu parașuta l-a făcut la doar 16. În urmă cu 10 ani a învins moartea la limită. Avem zeci de întâmplări împreună. Am reușit să ne încurcăm între noi, am intrat într-o evoluție spectaculoasă, m-am salvat prin largarea parașutei și am aterizat în final cu bine. Jeanu Cristinel, aterizând și el la rândul lui bine, cu parașuta mea agățată de parașuta lui. Cristinel Jeanu era tatăl unui băiețel de 13 ani. Astăzi, soția i-a ridicat trupul neînsuflețit de la Institutul de Medicină Legală. Caporalul va fi înmormântat cu onoruri militare. Viața și moartea sunt chestiuni care țin exclusiv de Dumnezeu. Pur și simplu cred că i s-a terminat ața vieții. Ultimul salt a fost executat dintr-un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne, pentru că armata română nu mai are aeronave pentru parașutiști. Avioanele de tip AN-2 au fost retrase în urma tragediei aviatice de la Tuzla de acum 7 ani, când au murit 12 militari, printre care și parașutiști.